Salutare! Bine ai venit pe canalul nostru. În acest clip îți prezentăm tot ce trebuie să știi despre EGR, Maestre de Numită și Valva EGR. Te rugăm să ai puțin atenție și răbdare până la finalul acestui clip, pentru a înțelege tot ce trebuie să faci. Valva EGR are o durată de viață de aproximativ 100.000 de kilometri. În ziua de azi, aproape toate mașinile au valva EGR. Cele mai multe defecțiuni de obicei sunt la motoarele diesel, însă dacă ai puțin atenție, poți să prelungești durata de viață a valvei EGR și să faci mult peste 100.000 de kilometri fără să strici EGR-ul. Cauzele defecțiunii: combustibil de calitate proastă, condusul subturat, colmatarea cu reziduuri din gazele de evacuare, debit de gaze prea ridicat, furtuni poroase, înțepate, fisurate. Simptomele defecțiunii: motorul se neacă la începutul accelerației și simți că nu mai merge normal, mașina fiind puțin mai leneșă la accelerații. Fum negru pe țeava de eșapament. Putere mai mică a motorului, indiferent de regimul turației și treapta de viteză. Martor aprins la bord, după pornirea mașinii. Se aprinde deseori martorul check engine sau semnul exclamării și scrie engine malfunction. Martorii de la bord deseori sunt de culoare roșie în acest caz și rămân aprinși pe tot parcursul funcționării mașinii. Costuri de reparație. Avem două vești în acest caz, una bună și una proastă. Începem cu vestea bună. Vestea bună este că uneori după curățarea a valvei EGR, aceasta poate funcționa normal și în acest caz costul este foarte mic. Această operațiune se poate face în felul următor. Se desface valva EGR, se curăță cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, de gudron și de punele de pe ea. Pentru a curăța cât mai bine, lăsați-o într-un vas în care adăugați puțină benzină. În acest fel o să puteți să o curățați mult mai ușor. Benzina ajută la curățarea mai rapidă pentru că moaie acel strat și se curăță mai ușor. În orice serviciu auto puteți cere să vi se facă această operațiune sau să o faceți singuri acasă, dacă ați văzut la cineva exact cum se desface și pune la loc valva EGR. Sculele necesare sunt o șurubelniță solidă cu capul drept, un patent bun și o pereche de mânuși de lucru, pentru a nu vă lovi la degete dacă vă scapă șurubelnița din greșeală sau neatenție. Trecem și la vestea proastă. Vestea proastă este că nu întotdeauna după curățare valva EGR funcționează corect. Valva clapeta poate rămâne blocată sau nu funcționează tot timpul corect. Vă puteți da seama de defecțiune de obicei rapid, pentru că vi se aprinde în bord un martor luminos de culoare roșie. Costul unei valve EGR este de la sub 500 de lei în cazul unei mașini fără pretenții low cost și poate ajunge până la suma de 8.000 de lei în cazul mărcilor scumpe premium, cu pretenții. La cele europene, de obicei, nu prea trece de suma de 1.500 de lei, dar există și excepții. Dacă nu reparați, înlocuiți valva EGR, cât mai repede puteți striga și filtrul de particule, numit DPF, iar acesta nu este deloc ieftin, de obicei fiind mult mai scump decât valva EGR, în cazul multor mașini. Recomandarea noastră. În primul rând, fiți atenți unde alimentați mașina. Dacă vi se pare că după ce ați alimentat din acea benzinărie, mașina nu mai merge la fel ca înainte, evitați acea stație și acasă trageți cu un furtun cât ați alimentat să goliți rezervorul. În caz că ați alimentat doar câțiva litri, vă recomandăm să faceți plinul la altă benzinărie și în acest caz nu se va întâmpla nimic grav. În al doilea rând, evitați pe cât posibil să mergeți subturat. Asta înseamnă să nu conduceți frecvent, având o turație de sub 2000 de ture. Dacă mașina pe care o conduceți are cutie de viteză automată, puneți cutia în modul sport sau pe modul manual și schimbați treptele singuri. Punând cutia în sport, nu o lasă să meargă subturat și schimbă vitezele singure la turații mai ridicate. A treia recomandare este că de fiecare dată când faceți revizia la mașină și când schimbați uleiul, filtrele, să rugați mecanicul să verifice și valva EGR. Aceasta se poate da jos ușor și curăța de mizeria depusă.
Puține unități service verifică și valva EGR. Deci insistați să o curțe, chiar dacă o să vă mai ceară ceva bani în plus. Dacă aveți mașină diesel, valva EGR trebuie verificată măcar la 30.000 de kilometri. Ideal ar fi la 15.000. Însă dacă circulați majoritatea timpului în oraș cu mașina, este indicat să nu depășiți acest interval. Îți mulțumim pentru timpul acordat și te rugăm să nu uiți să te abonezi dacă nu ai făcut-o deja până acum. Să dai un like, un share dacă ți-a plăcut clipul nostru. Și vrei să vezi și altele pe viitor. Pe curând!